Istoria a fost scrisă. Istoria ne învață, dar de multe ori istoria se povestește de către cei care au trăit-o. Vremea comunismului este pusă față în față de către două valori incomensurabile ale neamului românesc. Părintele Iustin Pârvu și Grigore Caraza, doi oameni care au luptat împotriva comunismului cu armele pe care le aveau atunci, la acea vreme, și anume cu mândria și cu patriotismul. Față în față, cele două valori culturale au trăit pentru o clipă zilele torturii vizuale și corporale și au explicat istoria nevăzută a iudului. Am fost de părere să pleci atunci în America? Da. Da? A fost. A fost de părere. Mai ales că eu când am venit la Sfinția voastră ultima dată, deja președintele Statele Unite, prin ambasade, mă chema în America. Carter era atunci. Și el a fost ultimul care ultimul meu ajutor ca să ajung în America, Carter. Da. Fratele nostru, fratele nostru. Spuneați la un moment dat, într-un interviu, că România profundă a avut mai mult de câștigat de pe urma comunismului decât poate în zilele noastre. La ce vă referați? Adevărul și esența vieții unui individ, ca și unei nații, apare nu din strălucirile băilor și a stațiunilor și a belșugului. Apar din constrângere, din suferință, din greu. A fost o generație de oameni A fost o generație care s-a jertfit și a creat viitorul României noastre. Viitorul României noastre, când le spun, nu mă gândesc la o generație de-a noastră care va veni. Nu. Generația neamului nostru, trecut, prezent și viitor. Și care este, în sfârșit, puterea și forța noastră în viitorul nostru, este tocmai această suferință puternică. Cut a fost mai puternic decât închipuim noi. Povestea cineva la Râpa Galbenă, s-a făcut o ruină acolo, s-a produs din cauza ploilor. Și ce au găsit acolo? Trei cadavre. Două femei legate în sârmă, picioare legate în sârmă. Cu picioare legate în sârmă. Și un deținut politic. Un fost deținut politic. Cu capul tăiat, țeasta în două și scos din el creierul și aruncat. Aveau nevoie comuniște de creier ăsta aia. Și acolo e interesant că s-au găsit și vata și tifonul cu care au operat. I-au făcut chinurile și se groanice. Da. Și-o găsit cu... dumneavoastră cât martiraj s-a produs în țara asta, nu numai, dar a fost centrile astea mari de chin, Puteștiu, la iudul și... Da, vă rog, de la... A iudul. A fost forța cea mai puternică de rezistență a nației noastre. De ce să vorbești despre aiudă așa cum se vorbește cu ușurință, ți se vorbe ca închisoare? S-aude? Bun, spuneți. Să vorbești despre aiud pentru că aici a fost
adevărată ură manifestată ateismului împotriva creștinismului. De ce, părinte, de ce a fost aiudul? Vă rog să spuneți. Aiudul a fost elita creștinismului nostru ortodox. Și? Și aici au fost manifestată, în sfârșit, în generații 68-64. Ce-a fost? Aici au fost executați și chinuiți generații de 1948, da? 1964. 1964, da. Atunci când a fost... Vă rog să explicați cu râpa galbenă de ce s-a întâmplat acolo cu râpa galbenă. Bănuiesc că nu toți știu de râpa galbenă. Dom'le, râpa galbenă e un deal acolo în coasta Aiudului și aici s-aduceau toți morții din închisoare. După ce stăteau 2-3 zile, 4-5 zile la morgă, până nu mai încăpea în camera aceea morgă, noi ieșeam la plimbare când și când și treceam prin fața camerei acestei morgă. Și apoi treceam și erau câte 2-3 trupuri care nu mai încăpeau înăuntru, le lăsau afară. Și seara, noaptea, de la o oră înaintată, destul de, poate și după 2-3 din noaptea, punea câte un cadavru sau doi într-o căruță cu un cal sau doi cai, să zicem cai, erau niște mărțoaje de-abia întreținute cu ce se putea pe acolo din cojele pușcăriașului. Și când trecea prin poartă, domnilor, le intra în, băga o țeavă. O țeavă, o suliță, mai bine zis. Da. O suliță în regiunea inimii și îl înțapa. Da. Se vadă dacă nu cumva... Deși mort, cu o sulă mare, înțapa încă de 4-5 ori în inimă, să nu cumva să fie moarte aparentă. Să fie moarte aparentă sau simuleze. Că așa de mult se temeau de bandiți așa de închisoare, încât se temeau de umbra lor, domnule. Dar bandiții din închisoare erau legionari. Și pentru aia iudul a fost ales pentru legionari. A să avea în vedere că legionarii au fost ostașii care au mers ca să lupte, neîmpinși de nimeni, ci împinși de credința lui Dumnezeu, pe care i-a dus, ca să zic așa, i-a pregătit Corneliu Codreanu. Ăștia a fost ostașii și în țară și în străinătate. În frântul cu Mircea Iliade, ca să zic așa, în străinătate, mișcarea legionară a condus, ca să zic așa, au fost cele mai mari vârfuri, cum a fost și Eugen Ionescu, Emil Cioran. Emil Cioran și încă cineva v-a zis. Virgil, preotul ăsta, cum îl cheamă? Gheorghiu. Da. Deci ăștia au fost și ăștia în străinătate, au făcut reviste, au făcut ziare speciale, au publicat cărți despre România și au fost că s-au ajuns până la Casa Albă și a primit acești oameni.
acești oameni au făcut manifestații foarte mult. Acești oameni au dat foc steagului sovietic în fața ambasadei sovietice. Eu am fost ăla. Așa. Și tot ce s-a făcut în străinătate în legătură cu asta, așa, au fost datorită legionarilor. Ei au fost care au mers la luptă, neînpinși de nimeni, pentru ca să susțină biserica, credința românească și neamul românesc. La ce au dus toate aceste sacrificii, toți acei oameni jertfiți? Către ce? Prin munții Brașovului, munții Făgărașului, a fost foarte mult însușită chinuiți legionarii care nu se predase încă comunismului. Comunismul le-a dat de lucru așa de mult încât le trebuie vreo 2 ani de zile ca să curiță munții de oameni și ăștia care stăteau ierni întregi și îngheți și nu putea să aprindă un chibrit, pentru că dacă făcea ceva țâțaule de foc, se vedea fumul și era un indiciu pentru securitate, venea și te lua de acolo de unde iese fum. Așa că acolo stăteau și cu copil mic, crescut acolo, cum îl cheamă băiatul acela, crescut de la 6 luni până la 4 ani. Crescut în deținuțele ăștia de... Unde crescut? Crescut în munții Făgărașului. A, în munte, da. Știu. Știu de-a lumea metesă. Foarte interesant și faptul acesta, cum femeia asta l-a purtat la pet ani de zile să nu înghețe, să nu moară și să trăiască acolo, să ducă mai departe victoria tatălui său, care murise de altfel, căzuse mâinile comunismului. Și bine, urgia aceasta pe care s-au chinuit ăștia care veneau în sfârșit din Germania, erau întreținuți, apărea câte un avion din când în când, le lansa în sfârșit alimente și până ce au aflat de altfel securitatea, de ce sunt întreținuți, pentru că prin afară nu se putea introduce deținuți acești sau fugari și așa, pentru că totul era în securitate. Toți informau orice mișcare de orice om străin ar fi venit, era informat cine a intrat aici, cine a venit, cine s-a dat și totul în amănunt. Dar totul munții Făgărașului pe un Gavrilo Goranu nu l-au prins. Băi, nu l-au prins. Au stat 15 ani. Au stat 15 ani, dar ăștia au fost. Și 15 ani să reziste. În legătură? Da, vă rog. Aici, iarăși se poate observa, forța neamului nostru. Cei ce au făcut, în sfârșit, deținuții, poliții, închisorile, Gherla, Pitești, Aiuți și alte locuri au fost, rezistența lor în afară mai puternică decât rezistența de înăuntru. Că eu mă gândeam, măi, păi noi stăm de Doamne aici, măi. Stăm în celulă, o căldură așa cum este ea, n-avem și o primejde nimic pentru ziua de mâine. Le dau ce ne dau acolo, o supă de varză și 100 de grame de tortoi și duceam acolo viața liniștită. Dar ăștia care stăteau în geluri, stăteau în zăpezi, în gropi și se adăposteau în sfârșit, ca să aibă permanent o legătură cu Occidentul. Adică cu camarazii de dincolo, da, care veneau așa și le mai dădeau ajutoare aici și erau parașutați și din ei, din legionari, din Germania, care veneau și se parașutau pe munți acolo. Greu era că n-avea nicio orientare, nicio hartă,
n-avea nimic, deci la 10 km. Și cu atât era mai greu, cu cât nu te puteai orienta cât de puțin într-o direcție sau alta. Pentru că toți erau turnători. De la mic la mare, dacă apărei cumva un străin la marginea de sat sau intra la o căsuță, la un bătrân sau a, neapărat era înștiințat securitatea și luat și cercetat. Deci ea, viața lor, a acestor oameni care au luptat în afară, era mult mai grea și mai nevoioasă decât viața noastră din celulă. Aici, cum vă spun, în celulă, avem... E mai greu să reziști ispitelor în libertate? În libertate... Decât chinurilor decât, groaznice de acolo? Sigur. Este... Păi aici e pilul, a, te omora, gata, terminai într-o lună de zile, în două, într-o jumătate de an sau în două, trei zile. Și moartea era, era privită ca o eliberare? Era martirul curat al neamului. Și acum și pe noi nu ne prea interesa viața. Că aici, în libertate, nu a mai fost acea legătură cu Dumnezeu, n-a mai simțit-o ca atunci când se afla în închisoare. Nu s-a mai rugat atât de mult. Acum să ne fixăm asupra cuvântul libertate. În libertate, eu înțeleg că ai așa libertate de cuvânt, de, de gândire și orice exprimare. Dar asta nu se întâmplă decât numai între 4-5 într-o celulă sau 3 sau pe la zarcă. Aici, în pușcărie, aveai toată libertatea de gândire și de exprimare. Că nu te auză nimeni. Aici vorbeam între noi, eram și mai liberi. Mi-amintesc odată că lansase ăștia o lozinca lor la ședință. Și veneau ăștia și ne spuneau la celulă. Băi, americani și englezii vor începe un nou război mondial, iar muncitorii mai sabotează la timp. Sau îi va sabota la timp. Cine va sabota la timp? Și, comunismul. Ah. Îi va sabota la timp. Adică nu va putea să își ducă planul la sfârșit. E bine, tot așa, într-o seară, două, trei, patru, cinci, cu asta deschidea și cu asta încheia ziua numărătoare care se făcea seara și dimineață. Acum și noi, dacă am văzut, nu mai termină așa. Și noi în celulă tot așa. Băi, anglo-americanii vor în al doilea război mondial, iar comunismul, clasa muncitoare, îi va sabota la vreme. Da. Și tot așa și noi și în celulă, pe zi, ăștia care ascultau permanent, spuneau la ședință. Și la moment dat s-a terminat. N-au mai spus nici un cuvânt cu privire la lozinca asta lor, dar o formulam noi în celulă. În ceea ce privește lupta împotriva comunismului, cea mai puternică a fost în România. Este singura țară din comunism România care a luptat împotriva lor cu arma în mână. Suntem singura țară. Păi, România a fost singura țară, de altfel, în Balcani în special, în Occident mai puțin, pentru că în Occident noi eram priviți și ca inamici, eram priviți și ca prieteni, cumva. Inamici am fost considerați după Antonescu, după eliminarea. Eu cred că după 23 august, părinte, nu după Antonescu.
stai că se spune odată, că și Antonescu ce-a făcut? S-a urcat la stăpânire cu ajutorul legionarilor. Cine? Cu ajutorul legionarilor. Antonescu. Antonescu. Legionar l-a scos de la Bistrița. Știu. Unde era condamnat pentru bigamie și a fost comandant al armatei. A fost comandant al armatei. Da. El însă nu era mulțumit că de altfel roșul nu a fost numit Câinele Roșu, Antonescu. Vrea neapărat să-i termine pe legioane. Să iasă în sfârșit la Ivală. Dar vă amintesc de ce vrea asta? Păi da, pentru că nemții nu îi priveau deloc, pentru că nu era de acord. De ce nu îi privea? Vă amintesc? Mi-amintesc pentru că pentru ăștia... actul de la 23 august. Da, și asta. Pentru asta, așa aveau dreptate pe undeva. Deși ești prieten cu mine, pornim la luptă amândoi și mai târziu se face 23 august de care știm și cine l-a făcut, așa, și îi atacă pe la spate, este incorrect, părinte. Bine, dar asta... Așa acum... aveau dreptate să facă chestia asta, după mine aveau dreptate. Germanii. Deci merg cu tine la luptă și ție, când îți convine, întorci arma și mă omori. E corect? Nu cred. Păi da, dar și eu am spus de altfel că Antonescu a spus că la proces, Antonescu, de ce ai mers cu germanii? Mi-am ținut cuvânt de onoare de militar, răspunde el. Așa este, părinte. Așa este, părinte, dar m-ai spus că merge ca să dezrobească Basarabia pământ românesc. Da, așa a fost vorba, să meargă să ocupe Basarabia pe românesc, iar de acolo să dea corpuri de armată voluntar, așa cum au dat toate țările europene. Unii să dea corpuri de armată? Împotriva comunismului. Împotriva comunismului. De pestinistru, da. Da. Așa a spus. Păi, noi vă dăm armată, participăm la luptă până la ocuparea Basarabiei. De acolo vă dăm corpuri de armată și noi, așa cum dă Spania, cum dă Anglia, cum dă... Da, părinte, dar rușii au făcut la fel. Rușii s-au oprit cumva pe Yemen, pe fluviul Yemen, s-au ajuns până în Berlin. Păi da, dar asta era planul lor, domnule, ce să vorbim. Ce planul lor? Dar nu-i corect când asta, te bat cu cineva să lupți până la urmă? Dar ce crezi că rușii comandau? Era masoneria, da. Asta știu. Păi știu că știu, da. Prietenii noștri. Vă amintiți un fapt de credință din închisoare? Ați știut că veți ieși de acolo? Și că... Am știut, da. Am știut foarte precis. Eram în... în mină. La Baia Sfrie? La Baia Sfrie. Și, ca de obicei, se ducea fiecare să se echipeze pentru lucru. Și el ne-a spus lor, eram vagonetar. Băi, zic, mă las pe piatra aici să ațipesc o leacă. Că sunteți gata voi, strigați la mine. Am așteptat, în sfârșit, am ațipit și odată în fața mea o mină, o întunecoasă, cu un întuneric extraordinar, nu se putea răspi nici un metru. Așa de întunecoasă era. Într-adevăr, ca întuneric, așa, lamba era lângă mine aici jos și eu luat câmpii, plecat la visă. Și de-abia, de-abia într-un fund de galerie, acolo undeva, o zare de lumină. O zare de lumină pe care am luat-o eu cursul galeriei și am ieșit unii, crezi dumneavoastră, în sat la mine, la casa de naștere, casa de neamul meu. Acolo jos, undeva sus. Acolo, acolo, așa, așa, am ieșit în marginea
unui râu pe acolo de al, așa, pe lângă șosea, exact în părâu, unii mă jucam eu când eram copil de acolo, prindeam peștișori și făceam bălți așa mai mari, unii scaldam noi. Ei, și sigur că faptul acesta le-am spus a doua zi la toată închisoarea. Băi, nu vă grăbiți cu ieșirea din închisoare la datele pe care ne le considerăm noi. Că s-auzea conferința la Ialta, conferința la Malta, conferința de la Moscova, astea erau parabele lor. Nu era nimic în realitate. Era pentru inducerea noare a lumii întregi. Nu numai a noastră. Așa. A lumii întregi. Și așa, într-adevăr, au trecut ani și ani și am ieșit în închisoare. Da, și am fost sigur, am fost sigur că eu am spus, băi, să știți că nu murim aici, noi ieșim afară. Dacă îmi permiteți, da, să spun și eu câteva minute. Da. Eram, deci în aiut, era patul suprapus, eram pe patul de sus. Da. Și inginerul Drăgoi, poate dacă ați auzit de dâns, așa, băiatul șeful de gară din Burdujeni, un om cu totul ieșit din comun și foarte credincios, eu eram bolnav și mi-a spus, Grigore, nu vrei să încerci următorul lucru? Ce? Și acum vă spun, am încercat. Dimineața de la ora 7 până la ora 1, stând acolo pe patul de sus, nemișcat, eu am spus de 12.000 de ori rugăciunea inimii, timp de aproape 7 ore, de 12.000 de ori. După ce am terminat, iar prietenul meu îmi făcea semn în continuare să stau. După ce am terminat acest 12.000 de ori, așa, am avut acel senzație, sentiment, cum spun, de levitație. Deci corpul meu, realmente, s-a ridicat. Și s-a ridicat, s-a ridicat, s-a ridicat, până ce am atins cu fruntea, cu nasul, cu barba, până ce am atins varul de pe perete. Și această levitație a fost și a doua oară, și a trei oară, și a fost trei nopți la rând. Deci corpul meu singur s-a ridicat și a venit apoi. Să știe în aiut, acel inginer Drăgoi care avea totuși niște lucruri deosebite la un mare credincios și că Grigore, te-am văzut și când ai urcat. Era un mare credincios. Și știu lucrul ăsta, mi-a rămas, iar după aceea eu am avut o perioadă, m-am simțit extrem de bine acolo în aiut ăla. Numai Dumnezeu l-a ajutat pe domnul Caraza, da, da, ca să ajungă să povestească aceste lucruri. Știm, da, că da, 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 mii de... Eram la Suceava, se dă încheiasă anchete din dosarele puse la rânduială și repartizarea dosarelor al fiecărui individ. La pușcării de care urmeam să meargă. Interesant era faptul că atunci când ne-a condamnat pe noi, era o comisie, în sfârșit, de Tribunalul Închisorii de la Iași. Tribunalul Închisorii de la Iași pusese și cei care condamnați pe comuniști 40-41. Când au intrat ei, în sfârșit, să-și reabiliteze toată gafa lor, au început să dea condamnări extraordinar de mari. 15, 25, 20, 10, 7 era, aha, nimic, toată. Și i-a îngrozit pe București, Tribunalul București, băi, ce fac că aia, băi, de la Iași? Dau cu nemiluită ani. Și au
discutat între ei, sigur, și au mai ameliorat condamnările. Mai mergea și câte în 5, mai mergea și 7, mai mergea și 12, mai mergea și 20 și acolo. Ăștia crezând că ei își reabilitează. Reabilitează greșelile care le făcuse la condamnării comuniștilor pe vremea lui Antonescu. Dar s-au înșelat. Pentru că în momentul când a plecat ultimul transport înspre Aiud, a fost un vagon atașat și pentru ei. Comisie care a judecat procesul. Și până în sfârșit a mers până pe la Ploiești, vagonul acesta de acolo a dispărut, nu se mai știe nimic despre el. Și despre cei care au condamnat fiscalii legionari. Au ajuns și în Aiud. Interesant, da, și faptul că ei au știut de altfel o mulțime de lucruri cu privire la tot ansamblul de condamnări. Dar le-au spus ei cu timp așa, deținuri sau pe celulele unde erau. Însă ca militar, de altfel, erau foarte închistați, nu vorbeau nimic și stătea, să știi, deci se îmbolnăvea unii pe alții așa, din cauza lipsei de comuniune cu cei din jurul lor. Pentru că pușcării, una din pedepsele pe care se știi erau, lipsa de comunicare, izolarea. Și ăștia se izolau singuri și devineau, în sfârșit, la un moment dat, un obiect de acuze pe ei înșiși. Și un obiect de acuze și pentru cei cu care ei locuiau. Că nu putea să fie nici criminal de război, nu putea să fie nici legionari, nici țărăniști, nici liberali. Erau, în sfârșit, militari care își făceau condamnările lor față de războiul dus împotriva comunistului din Rusia. Dar ceea ce vreau să spun însă că era foarte mare secret între afară și cei de înăuntru, deținuți. Dacă vă puteți lăsa imagina, n-am știut în vreo 2 ani când sunt Paștele, sărbătorile creștinătății, a Învierii Hristos. N-am știut. Urcam de la o scurtă plimbare, scări la etaj. Și la etajul 1, mă uit în dreapta, n-aveai voie să privești numai capul în pământ, mâini la spate și se merge așa, vorbește. Mă uit în dreapta, așa, trag cu ochiul și văd pe masa caraliului care își lua gustarea, ouă roșie. M-am dus în celulă și cu răgne de bucurie, băi, să știi că au fost Paștele, băi. Dar de unde ești treaba asta? Uite, caraliul mânca ouă roșie. Și numai așa am știut că sunt Paștele. După aceea, însă, ne-am organizat de așa manieră și la datele calendarului. Mâna Sfântului Ioan Damaschin. Știu, palma lui Damaschin. Așa, încât era nevoie, făceam noi exerciții. Da, știam când e Paștele în orice an. În orice an și când au fost. Pe 2000 de ani îl prindem din palma lui Damaschin. Da. Și am luat-o și pe asta și nu mai are nicio grijă cu trecutul sărbătorilor. Că dacă știe Paștele, de vei pe celelalte toate la îndemână. Așa secret puternic însășită exista încât să nu se știe nimic. Întrebam pe caralii, domnule, de ce țineți așa legătura asta strânsă cu deținuții hoți, barbarii care au jăfuit și care au făcut crime și urgii?
Nu o să spun acum, nu o spun acum. După două săptămâni apare în ușa celule și spune Caraleu: băi, dreptul comun pe care avem noi legătură așa mai apropiate, ăstea au omorât un om, măi. A terminat. Și își faci condamnarea aici. Dar voi ați omorât o nație, măi. Un popor, măi. O să vedeți dușmanii poporului. O prelucat tot trei întrebarea mea la ședințele lor. Și o dată răspuns. Voi sunteți, ați ucis un popor, iar ăștia au ucis un om. Și asta basta. Către ce se îndreaptă astăzi România și lumea în general? Se tot vorbește de marea schimbare, de 2012. Păi lumea vorbește, sigur că e normal să... Pentru că au și interesul cineva ca să se ajungă la aceste discuții și anunțuri și false anunțuri și adevăruri, că nu se știe nimic în fond când e sfârșitul lumii. Asta cine pot? Nici îngeri din ceruri nu știu. Dar pe cum se știm noi astăzi, oamenii? Dar presupune că este vremea asta, așa cum o ducem noi, că va fi în apropiere totuși un sfârșit. Față de simptomele pe care le avem, față de toate, mă rog, evenimentele acestea mari ale neînțelegerii la popoarelor și toate mai așa mai departe, că un sfârșit va avea. Sigur, da, în urma unui război mare care va avea și va pierde lumea jumătate din ea, va merge în sfârșit în sânge până la burțile cailor. La Constantinopol se va da ultimele, nu așa, încercări de luptă și de cucerire a creștinismului. Și adică astăzi, altfel, cam se poate vedea ceva, o apropiere de lucrurile acestea. În apropiere de? De aceste evenimente mari a sfârșitului. Putem noi avea. Sunteți de acord să vorbim despre reeducarea lui Anania timp de 4 ani în aiud? Nu. Și ce ai ce vă? Da. De ce? Pentru că sunteți preot? Nu, că am mai vorbit-o. Dar oamenii ăștia nu știu. Oamenii ăștia să citească. Că eu mi-am făcut datoria în vreo 2 ani, 3. Mi-am făcut și eu. Am și eu vreo 2 cărți. Mi-am făcut și eu, părinte. Da. Dar este bine să se știe de Anania, care a aruncat în prăpastie 7.000 de oameni, dintre care unii erau 23 de ani de închisoare. Și din ei 7.000 au rămas 56 de inși. Nu te uita urât la mine. Au rămas 56 de inși care, pe poziție până la moarte. Printre aia, dacă nu mă înșoare, ai fost și mă ta și am fost și eu. Printre cei 56 de 7.000. Băi, el e gata acum. Poftim? El e gata acum, se duce. Păcat că nu s-a dus de la început. Băi, Dumnezeu știe taina asta mare. Că fiecare cu rostul lui. Am scris cartea pe care o știți și am vorbit de el în carte și da, s-a dus un cunoscut de-a meu care e ziarist, Răzvan Codrescu. Și a pus cartea și că recunoaște și se scrie Caraza. A, că nu-l cunosc. Ei nu-l cunosc, dar recunoașteți? Și mă cunoștea așa ca fi. Așa. De ce nu m-a dat judecată că are capul lui Lucifer? E teribil de deștept. De ce nu m-a dat judecată până acum dacă eu am scris minciune acolo? Da, dar astea sunt acum... Ce să le mai... De ce? De ce, părinte? De? De ce? Pentru că acum e mitropolit. Acum e bolnav. Dar Lucifer ce-a fost înainte? A fost unul dintre arhangheli care a coborât în jos. Da. Și bolnav acum
Iartă-mă, da, da. Păcat că nu a fost bolnav de la început. Domnule, lasă-mă în pace, că așa faci mereu. Nu mă lasă, părinte, să vorbesc. Uite, da, da. Când ne-a judecat pe noi Dumnezeu, apoi să vedem de ce am împățat acolo. Nimic, lasă-mă judece pentru cazul Anania. Noi astăzi o elită de intelectuali gata să se sacrifice ca atunci pentru țară, pentru... Băi, ia-ți-vă și eu măcar o parte din ei. Hai, să fac o difilare aici, să-i văd eu. Pentru că lumea așa, la ora actuală, nu este capabil de un efort așa mare ca să dezrobească o țară, Ardealul sau Basarabia sau Bucovina. Nu este. Pentru că este o generație de lume, păi, sigur, bolnavi, handicapați. Pentru că noi nu putem vorbi de o generație de oameni sănătoși, într-adevăr, care pot să facă niște eforturi supraomenești. De ce? Nu-L mai găsesc pe Dumnezeu? Nu mai există aceeași... Da, da, nu există, nu există același crez. Acum nu știi ce înseamnă neamă. Și jenații, nu știu. Nu știu nimic cu ăștia. Apoi ce faci cu ăștia, bă? Când românul nostru scria acasă de pe Rusia, ostașul se frunta caporal sau locotenent ce era, scria acasă, mamă, sunt bucuros că mă găsesc în luptă împotriva armatei roșii, pericol omenirii. Așa scria. Când au cucerit românii Odessa. Când au cucerit românii Odessa, că tot a mers înainte, în Rusia. E bine, unde mai găsești un tânăr ca să vorbească despre lucrul acesta? El spune că băi, bătrânul ăsta îi pleacă cu Sorcova. Nu spune așa? Așa spun, așa. Așa spun. Păi de ce spun așa, părinte? Pentru că sunt pierduți. O cavetizare a ortodoxismului, un ABC, practic nici în școli nu se mai... Aici în școli nu echip să facă o treabă de asta, să se introducă la școală, pentru că însuși domnul director și învățătorul, care e fiul nației aceștia, și l-a adus mama lui în sfârșit cu traista la liceu să facă o portfolio de carte și azi este director de profesor la școlile românești, în România, și nu vor să audă despre istoria și trecutul neamului nostru. Deci nu vor să audă. Ei au artiștii lor, au oamenii lor de cultură și pe ăștia îi pun în istorie. Mă interesează pe el de Iorga, de Vasile Părvan, de oamenii noștri, Vasile Militaru și câți alții. Interesează. Deși există o deschidere către informație acum foarte mare, dar... Bă, dar informația este cenzura lor, băi. E cenzura lor, nu e o predare așa liberă și conștientă. Mă, în Pariscu, așa se pare că mai zice, mai vorbește într-o col zile, iar așa, ceva mai tărișor. Dar nu-l aude nimeni. Nu-l aude nimeni. Ce-i sfătuiți pe tinerii de astăzi? Ce-i sfătuiți? Întâi să nu mai să maturizezi o leacă. Adică să lasă toate frumusețele astea aparente de televiziuni, de calculatoare, deci... Pentru că e tâmpit românul nostru, tânărul nostru, este bolnav, îmbolnăvit de această tehnică. Noi trebuie să luăm copiii și să-i ducem înapoi, cum am făcut noi, băi. Eram de 15-16 ani cu sapa, cu alea, cu grebla, cu furca și cu coasa și erai cu alea așa, cu mâinile bătătorite, când mergeai la, când terminai vacanța. Și începe școala de nou Crăciunul și vacanță Crăciunul. Și acum ce se face cu ei, bă? Că nu sunt capabili de nimic, n-au nici un scop, n-au nici ideal. Pentru că nici în familie nu mai se face educația asta, că n-are cine. Însuși Solzhenitsyn recunoaște că cea mai mare teroare în timpul comunismului a fost în România. Mai mare decât în Rusia, în România. Și de ce?
a fost războiul român-român. Tot și secătură și drojde au ajuns mari, care mulți nu știau nici carte, bă, ca toată tabla mocire. Deci, a s-a pus la cale de un anumit popor, încă cu mult înainte. Da. Și ne-am învârtit vorba aia cu fundul în sus. Cea mai mare teroră a fost la noi. Ce făceau securiștii cu noi? Acolo te omăra în anchetă. Polițiști. Ei, se spune eu care a fost cauza acestui masacru. A fost mișcarea legionară. Ce a fost? Mișcarea legionară. Codreanu. Moța, Marin. A, știu. Ăștia au fost. Aici, Mobilul. Aici. Nu vorbiți și mai departe, ăștia trei. Păi da, ăștia au fost. Dar au fost și Vaslui, au fost și Râmnicu Sărato. Știu, Miercu Răciu, știu, cunosc. Păi da, da. Ăștia au fost, da. Și ei, și până astăzi, duc această ură neîmpăcată împotriva României. Poți să ai peste tot concesii, finanțe, lipsuri. Păi, întâi încep cu România. După ce s-a terminat, eu purtat bine pe români, apoi să mai întinde și prea bulgari, o leacă, mici pe colaș. Vreau să spun un lucru care este necunoscut. Eram în ultima detenție, prin 1980 și nu mă amintesc exact când, am să vă spun. Ultima? E ultima mea detenție, care am făcut-o până în 77. Așa. În timpul lui Ceaușescu. Și priveam prin jaluzele, aveam jaluzele de lemn și noaptea aveam un ciot acolo, prin ciotul ăla care a fost scos afară, mă rog. După eu priveam. Și am văzut apărând două mașini de București negre de alea lungi, de care și-a ministerul. Și am văzut coborând doi sau trei inși din ei, cu o poliție specială care nu era de la noi, i-o adus în Zarca și i-o postat pe cealaltă parte, pe cealaltă arepă, pentru că în Zarca avea două arepe. Și cealaltă are pe o eliberasă cu câteva zile de, nu era nimic pe cealaltă arepă. A doua zi dimineața observ că acolo îi postase pe ea 3-4 inși. Aflu de la un gardian numit Stan, care era de servici. Ăștia făceau, deci mergeau la WC-ul cu murdărie și după aceea să iei apă, însoțiți de obicei de director sau șeful de acolo pe celălalt. Și într-o zi, Stan, mișcă mai repede, mai a fut așa mai departe, că unul venea mai greu cu... Și că ascultă, băi gardiene, tu țipi la mine așa? Tu știi cine sunt eu, băi? Și ne-o spun, bă, eu mă sunt acela care v-a dat vouă, v-a pus gradele pe umăr și v-a dat vouă haine și v-am îmbrăcat. Eu sunt, chiar am așa, eu sunt Vasile Luca, mă. Ai înțeles? Spune directorul să vină la mine. Acum. Ăla s-a dus și a adus directorul. Și directorul a spus, nu te atinge de ei. Cei veniți de la București au fost Vasile Luca, Ana Paucher și încă unul sau doi înși, nu mai amintesc exact cine sunt. Câteva zile mai târziu am auzit bătând puternic în ușă în partea aia de acolo. Și zic, ce
Am întrebat pe gardeană care mă cunoștea din prima detenție. Bă, a murit Vasile Luca. Cum? Și că eu vin rău, o bătut în ușă, eu m-am dus pe comandant. Și comandantul a venit să întrebe ce are. Și o zic, am cutare, cu inima sau... S-a dus acasă comandantul, o a adus câteva pilule mari formate, așa, și i-l a dat lui Vasile Luca. A doua zi Vasile Luca era mort. Ați înțeles? Asta e necunoscută. Vă spun eu și dau scris oricui și vorbesc și la... Deci, Luca și cu ceilalți, ce faci semne? Deci, ce e mie? Bine ca să faci semne? Da, să întrebe, ca să nu-l obosim pe părintele. Deci, Vasile, cum? Să nu-l obosim pe părintele. Dar lăsați, n-am mers grija părintelui. Avem că ne e drag părintele. Hai că e o istorie întreagă aici. Nu terminăm noi așa ușor. Asta e o istorie întreagă, nu terminăm ușor. Da, data viitoare nu mă vei cu măicuța, eu fără ea. Ca să putem vorbi. Da, da. Ce îi spuneți de câte ori vine să vă vadă domnului Grigore Caraz? Eu îi spun că îi urez ani buni și zile îndelungate. Nu mai cu ani, îl iau cu zilele. Are dreptate, vezi? Așa am zis și eu. Când, eu mai... când am terminat cei 12 ani, am așteptat vreo 2-3 săptămâni, tot întrebam eu, care convenea caralii ăștia pe la celule. Domnule, eu am terminat executarea celor 12 ani. Ce gând mai aveți cu mine? Banditul taș din gură acolo. Ce zici? Banditul taș din gură acolo. Și tăceam, n-aveam încotro. Deci, într-una din dimineți, deschide portița mică de la... Vizeta, da. Care e banditul Iustin Părbăși? Eu sunt domnule. Eram cam mărimit la ușa acolo. Să mi-a zis, harce meu, încă 24 de luni. Dar ceva... Puțin 24 de luni. 24 de luni, domnule, e oricum, mai frumos, dar motivat ceva, condamnări, tribunal. Băi, mai vorbești, mă? Că îți mai dau vreo două luni, trei acolo. Și într-adevăr s-au terminat cele 24 de luni și a venit al 24 de luni. Așa cum s-a întâmplat în domiciliu forțat cu noi, în Bărăgan. Da. Ați avut vreun moment... Bineînțeles că Dumnezeu v-a încercat foarte mult în toți acei ani, dar... Am avut numai dovezile palpabile, așa, cum le vedem noi și discutăm. Așa am avut dovezile de puternici și așa. Sigur că da. Eram într-o trei sau patru într-o celulă și am avut un vis iarăși tot așa. Interesant. Le-am spus, băi, să știți că nu este nimic din ceea ce auzim noi, poveștile astea, veștile pe care le auzim noi, conferințele din toate câte le fixează ei. Adevărul este că noi vom ieși sănătoși, bă. Și într-adevăr, după o nașă jumătate, am ieșit sănătoși. Da. 91 ați venit aici. Nu? În 90... Nu mai știu precis să mă... În 70 lați la mănăstirea Bistrița. Da, da. Acolo a venit și acolo scriem prin bilețelii. Da, așa? Da. Ca să nu s-aude de pe deasupra. Și m-a întrebat doamna, dar de ce ați făcut așa? Păi... Foarte mulți români ani la rând au venit la dumneavoastră ca să le dați așa un cuvânt de ajutor, de bine. Și au găsit aici speranță. Când am ieșit atunci proaspăt,
Eu prea aveam curaj să le spun multe. Nu aveam curajul, că nu știi cu cine ai de vorbă, de lucru. Deci așa, cu multă rezervă la început, ei, dacă am văzut că lucrurile merg așa, apoi am început să vorbesc. Că am deschis așa cu toate. Da, ce să facem acum? Maica Domnului cu noi. Părinte, mie așa câte zile mai dați? Mai dăm. Ia câte mai dați? Mai dăm vreo 24 de luni. De zile? De luni. Păi înseamnă că luna asta mi-a rămas bun de la noastră, de la Sfântia ta? 24 de luni, vezi, fii atent. A, de luni, 2 ani, e bun, mi-a ajuns.